Ionică, uriașul, devine tăietor de lemne. Ionică, uriașul, s-a angajat tăietor de lemne. Însă nici măcar în prima zi nu s-a dovedit a fi foarte harnic. Dimineața, când ceilalți muncitori l-au trezit să meargă în pădure, el nici măcar nu s-a ridicat din pat. Luați-o înainte, spuse el somnolos. Vă ajung eu din urmă. Când în sfârșit se dădu jos din pat, își pregăti prima dată o supă. Abia apoi porni în pădure și smulse din rădăcini doi copaci, cei mai mari pe care-i găsi, pe care-i puse în căruță, de parcă erau numai niște surcele. Pe drumul de întoarcere, într-o vale adâncă, mai multe trunchiuri de copaci îi blocau drumul. Ionică, văzând acestea, nu stătu pe gânduri, ci a ridicat căruța împreună cu încărcătura și cai deasupra capului și o trecu până în partea cealaltă a văi. Acasă stăpânul a fost foarte mulțumit când a văzut că el s-a întors înaintea celorlalți cu doi copaci imenși. Ionică nu stătu să-și aștepte colegii de muncă pentru a sta la taclale cu ei, ci se duse la culcare. Când ceilalți s-au întors de la muncă, au început să se plângă stăpânului de Ionică. Ionică doarme și acum, spuseră ei. Într-adevăr, dar în timp ce dormea a tăiat doi copaci, spuse stăpânul, arătându-le copaci. Pentru ceilalți muncitori era de muncă la pădure, dar pentru Ionică vorba aceea. Mare lucru la pădure, tai, încarci, legi și pleci.